Bună ziua, dragilor! Astăzi vom face un videoclip să vedem de ce nu vă caut. Avem trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las chiar câteva momente să vă alegeți varianta, că poate nu v-ați hotărât. Bun, sper că v-ați hotărât, iar eu voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem pentru cei de la prima variantă de ce nu vă caută. Pentru cei de la prima variantă. Bun. Aici situația este puțin și o să vedeți mai nu care are, dar o să vedeți de ce. Aici există mai mult, cred că, atașamentul de părinți, atașamentul de familie. Dacă această persoană cred că este mai mămoasă, dacă mama îi spune nu trebuie să-ți iei o nevastă blondă, că trebuie să-ți iei una brunetă, exact așa face. Nu își pune în valoare neapărat ceea ce simte, merge mai mult pe instinctul acela al mamei. Această persoană pot să spun că este o persoană care încă nu știe ce vrea de la viață, încă nu știe să fie decis în ceea ce decis sau decisă în ceea ce își dorește. Sau dacă are o soră mai mare și sora mai mare îi spune același lucru, vai, nu face aia sau nu face aia, e ca și cum i-ar spune mama, da? Deci ăsta e unul din motivele pentru care nu vă caută. În același timp, este și o persoană care are foarte multă pasiune, are foarte multă nevoie de adrenalină, de aventură, de... Nu este o persoană care să fie stabilă. O persoană care să zici, da, de astăzi mă hotărăsc și rămân în situația asta de cuplu și gata. Nu. E o persoană care în permanență caută nou, ceva nou. Această persoană are destul de multe nopți nedormite, dar și voi cred că la fel, pentru că în permanență vă întrebați de ce nu vă caută, ce nu a fost bine, de ce se poartă așa și așa mai departe. De căutat vă va căuta, doar că trebuie să fiți foarte atenți sau atente. De ce? Pentru că această persoană vine la voi din nou, dar vine cu o ofertă care nu este tocmai corectă. Adică dacă voi sperați că această persoană se reîntoarce la voi și vine cu mai multă stabilitate, total greșit. Da, vă poate spune, da, o să vezi că de data asta o să fie mai bine și așa mai departe, dar asta nu înseamnă
că va și face acest lucru. Între timp, voi veți cunoaște o altă persoană care vă va da mult mai multă stabilitate. Doar că trebuie să și acceptați persoana respectivă în cazul în care nu ați cunoscut-o. Când o veți cunoaște, e bine să acceptați acea persoană nouă. Această persoană la care voi vă gândiți de ce nu vă caută, nu are iubire pentru voi, are doar pasiune, în sensul că, da, această persoană se simte atrasă de voi, dar cam atât. Adică există doar acea atracție fizică, nu este o atracție și pe bază de sentiment. Este o persoană destul de șireată, o persoană care știe să vă vină, să vă vorbească frumos, încât voi să îi cădeți în plasă acestei persoane și cam atât. Eu, din câte văd aici, voi cu această persoană, mai mult de, să zicem, o aventură sau o perioadă în care să fiți amanți, prieteni, iubiți, dar o perioadă foarte scurtă, nu văd. Da, deci nu veți ajunge cu această persoană pe care așteptați să vă caute la vreo stabilitate clară. În schimb, cealaltă persoană pe care o veți cunoaște, acea persoană care va veni spre voi, s-ar putea să fie o persoană de la distanță, o persoană să fie undeva departe, care îi undeva departe, e o persoană puternică, o persoană care probabil e foarte bine stabil financiar și care are cheia tuturor rezolvărilor problemelor voastre, atât sentimentale cât și financiare. Să știți că e posibil ca cealaltă persoană pe care o veți cunoaște să fie o persoană un pic mai roșcată sau șatenă închis, dar nu foarte închis, da? Dar în același timp trebuie să fiți atenți că odată ce apare această persoană nouă, va apărea și cealaltă persoană, da? Și va veni cu tot felul de vorbe și vă pune să veți fi puși în a alege cu cine mergeți mai departe. Alegerea cred că o veți face la drum de seară. Seara sau noaptea visați ceva și pur și simplu pe timpul nopții deja faceți mesajul cu pe cine ați ales. Ideea este să știți să lăsați trecutul în urmă, persoana care vă merită să știe să vă fie alături, iar voi să știți să faceți diferența dintre cei doi. În același timp, persoana care vine spre voi e posibil să aibă un câine, dar nu neapărat, sau să iubească câinii, sau să vă propună în momentul în care vă mutați împreună ce ar fi să ne luăm un câine. Dar e o persoană iubitoare de animale, o persoană care, așa cum iubește animalele, iubește și foarte mult și oamenii și simte, cum să zic, dacă ar putea să-și găsească un câine care să-i zică, uite, te duci la persoana aia și duci un buchet de flori sau îi spui nu știu ce vorbă, ar face chestia asta. Deci, de asta vă spun, e o persoană care, când cealaltă persoană pe care voi o așteptați e un pic mai rece, mai... Și atunci nu cred că e o persoană care să iubească atât de mult animalele, mai mult aș putea spune că e o persoană care poate îi place pescuitul, poate îi place peștele, adică în sensul că îi place să meargă la pescuit și să vină acasă după o săptămână sau, acum depinde ce pescuiește, da? Depinde de la caz la caz și așa mai departe. Dar acum voi știți exact ce vreți pe mai departe, dar această persoană, v-am spus, de căutat vă va căuta la un moment dat, dar e bine să vă dați șansă cu o nouă persoană. Cam atât am avut de spus pentru voi cei de la prima etalare și voi trece la etalarea cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la etalarea numărul 2. De ce nu vă caut? Haideți să vedem. De ce nu vă caut? Thank you.
cine vă caută pentru cei de la varianta cu numărul 2. Bun. La varianta numărul 2 pot să vă spun așa, că voi intuiți de ce nu vă caută. Aveți intuiție, stați foarte bine pe acest capitol la intuiție. Vă gândiți că este posibil să nu vă caute pentru că există o altă femeie și să știți că intuiția voastră nu vă înșală. De venit la voi și de căutat vă va căuta, vă va trimite un mesaj, va spune, vai, te rog, iartă-mă că am dispărut așa, fără urmă, dar am avut niște probleme și am dispărut ca să le rezolv și așa mai departe. Însă, este bine să fiți foarte atenți sau atente la ceea ce vă spune. Această persoană este posibil să, poate că l-ați cunoscut la locul de muncă, poate că e stabil financiar sau stabilă financiar, ceva de acest gen, însă atenție mare la cum veți pune problema pe mai departe cu această persoană. Și o să vă spun de ce. Această persoană, într-adevăr, ține la voi, are sentimente pentru voi, însă, datorită faptului că există acea persoană care a pus ochii pe el sau pe ea, acea persoană e o persoană mai răutăcioasă, o persoană mai care vrea întotdeauna să obțină ceea ce își dorește, indiferent prin ce mijloace. E o persoană care, dacă poate apela la diferite ritualuri pentru a-l atrage sau a o atrage, face acest lucru fără niciun fel de problemă. De asta vă spun, este bine să fiți atentă, pentru că vine la voi, vă caută, vă veți împăca, dar s-ar putea să mai existe perioade în care dispare și nu vă mai caută și nu vă caută. Dar este din cauza acelei femei care face tot felul de ritualuri. E posibil că această femeie să fie poate chiar o fostă soție, alături de care are un copil sau doi, posibil băiat și fată, sau unul dintre ei, ori un băiat, ori o fată, da? Acest bărbat este un șaten închis, aș putea spune, spre brunet, dar nu neapărat și nu în toate cazurile. Nu trebuie să rezoneze asta cu toată lumea. Această persoană, v-am spus, de venit la voi vine, stabilitate cu voi vrea, să schimbe situația, o va schimba, dar atenție cum veți face voi față acestei femei pe care îl vrea sau acestui bărbat pe care o vrea. E bine, din punctul meu de vedere, cei care urmăriți acest canal de foarte mult timp, știți că există acele videoclipuri cu sfaturile de protecție, e bine să le faceți pentru a putea, cum să zic, pentru a vă putea proteja și a putea proteja această relație dacă într-adevăr vă doriți. Această relație este o relație bună, o relație care poate deveni stabilă, o relație care se poate finaliza cu căsătorie. Acolo unde mai pot veni copii pe lume, se pot face inclusiv copii, deci fără niciun fel de dubiu, fără niciun fel de problemă, dar este nevoie să vă protejați de această persoană. Această persoană, la un moment dat, când o să vadă că nu are sorți de izbândă, o să renunțe, dar până atunci voi veți fi tot un azi vorbim, mâine nu vorbim și tot așa. Pe lângă asta, voi aveți un înger păzitor, o persoană care e mai în vârstă. Pot să zic că această persoană probabil a decedat la o vârstă de peste 65 de ani.
este o persoană pe care, din punctul meu de vedere, cred că ar putea fi bunicul vostru. Pentru unii, cred că ar putea fi bunicul din partea mamei, dar nu pentru toată lumea, da? Și este bine să vă rugați și să faceți rugăciuni la Arhanghelul Gabriel. Da? Deci, faceți acele rugăciuni, faceți acele sfaturi de protecție și veți vedea că lucrurile ușor, ușor se așează. Intuiția nu vă înșală, aveți o intuiție foarte bună, trebuie doar să știți să o folosiți. Această intuiție, aveți și această intuiție, dar pe lângă asta cred că mai aveți și vise, vise premonitorii. Și voi ați descoperit că dacă visați ceva, se întâmplă a doua zi sau a treia zi sau mai știu eu când, dar de multe ori poate nu ascultați. De multe ori se poate întâmpla să nu băgați în seamă și să spuneți: a, a fost doar un vis de noapte. Să știți că nu pentru toată lumea visele sunt doar vise de noapte. Pentru alții sunt vise premonitorii, pentru alții sunt vise din care trebuie să învățăm ceva. Pot fi vise care ne avertizează ceea ce trebuie să facem a doua zi sau a treia zi și așa mai departe. Da? Deci, cei care vă știți cu intuiție, e bine să fiți atenți și la vise și să vă ascultați și intuiția, cu toate că de multe ori e posibil să nu vă ascultați. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Și voi trece la varianta cu numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3 de ce nu vă caută. Cei de la varianta cu numărul 3. Bun. De ce nu vă caut? În primul rând, această persoană este posibil, chiar dacă a divorțat, să mai simtă încă oarecare legătură față de fosta soție. Această persoană este posibil mai mare ca voi sau o persoană destul de influentă, o persoană care poate să fie șef, o persoană stabilă financiar, chiar foarte stabilă financiar. Așa cum v-am spus, chiar dacă a divorțat de soție, posibil această persoană să fie chiar și capricorn, dar nu neapărat, sau să fie o cornută. Da? Berbec, taur, capricorn. Această persoană încă mai simte o codependență față de fosta soție, încă probabil se vizitează cu fosta soție sau cu cine a avut o relație destul de stabilă, în urma căreia e posibil să aibă și copii. Din câte văd eu aici, posibil să aibă o fetiță, dar nu e neapărat. Așa. Această persoană s-a cufundat foarte mult în muncă și se cufundă foarte mult în muncă. În acest moment, această persoană probabil nu a depășit divorțul sau nu a depășit separarea de soție sau ceva de acest gen și nu își mai dorește o relație foarte, foarte stabilă în acest moment. Da, își dorește o relație, să aibă cu cine să fie, să nu rămână singur sau lucruri de genul, dar dacă sperați în acest moment la o căsătorie, să știți că nu. Pe parcurs, probabil, lucrurile se mai pot schimba și atunci, da, dar acum, în acest moment, nu. Această persoană simte foarte multă pasiune față de voi. Voi veți cunoaște o persoană mai tânără, care aș putea spune chiar că este tot ceva legat de un coleg de muncă.
Această persoană posibil să fie zodie de aer, dar nu neapărat. Este o persoană care o să vă ofere mult mai multă stabilitate, o persoană care știe să vă facă fericit sau fericită. Este o persoană alături de care voi puteți construi. La voi aș putea spune că se repetă foarte mult cifra 3 și este bine să fiți atenți la cifra 3, indiferent că este zi. Cifra 3 în combinație cu orice altă cifră, da? Poate să fie 13, 23 sau oră, da? Ora 2, 3, ora orice altă oră cu minutele care implică și cifra 3, da? Deci tot ce ține legat de cifra 3. Sau puteți afla o veste peste 3 puncte, care știți 3 zile, 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni. Această persoană vine spre voi și eu zic în maxim 3 luni de zile știți exact cu cine veți fi pe mai departe. Dar din punctul meu de vedere, din câte văd aici, veți fi cu această persoană mai tânără, nu cu cealaltă persoană. Pentru că cealaltă persoană, din cauza asta, nu vă caută, pentru că merge mai mult spre fosta soție sau chiar soție, dacă încă n-au divorțat sau și cu siguranță s-au gândit la divorț, dar poate încă nu l-au finalizat. Și încă mai speră că se mai poate face ceva. Da? De asta e bine să nu vă puneți prea mari speranțe în această persoană, ci să priviți spre acea persoană mai tânără. Pentru că e persoana care vă poate oferi ceea ce voi așteptați, meritați și așa mai departe și ceea ce vă doriți. Chiar dacă această persoană e mai tânără ca voi, să zicem, cu 2 ani, 5 ani, 10 ani, nu știu, acum depinde de la caz la caz, de multe ori voi poate vă gândiți, păi e prea tânăr sau prea tânără sau mai știu cum. Da, dar tocmai că această persoană vă poate oferi acea stabilitate, acea siguranță, acea iubire de care voi aveți nevoie. Acum, dacă voi vreți să nu-i dați o șansă pentru că e prea tânăr sau prea tânără, asta este fix problema voastră. Dar orice persoană merită o șansă, indiferent de vârstă. E bine să învățați să nu mai țineți cont de vârstă, să nu mai țineți cont de etnie, de naționalitate, de religie și așa mai departe. Pentru că știți cum se spune, nu există pădure fără uscăciuni. Da? Orice nație, orice religie are și părți bune și părți mai puțin bune. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!